Pentru Ioana Șulea, Crăciunul a venit ceva mai devreme anul acesta, dar a venit pentru că ea a muncit foarte mult, mulți ani de muncă, mulți ani de sacrificii, mulți ani de pasiune pentru ceea ce face. Ioana este campioană mondială la bikini fitness și îți mulțumesc că ai venit alături de noi, te felicit și îți spun că sunt mândră că te cunosc, că faci parte din comunitatea noastră și că ai adus această medalie și această distincție nemaipomenită pentru tine și pentru noi. Cu drag, chiar m-am bucurat când am primit invitația și am putut să vin încă o dată aici, pentru că m-am simțit foarte bine și data trecută și îmi pare foarte bine de ce am realizat. Pot să spun că tot ce s-a întâmplat așa în ultima perioadă a fost o, o, un cumul de emoții. Pentru că mi-amintesc că ai, ai postat în direct pe Facebook momentul în care erați jurizate în Republica Dominicană, acolo unde au avut loc campionatele mondiale de bikini fitness. Și am avut emoții pentru că mai era încă o domnișoară așa înaltă ca tine și bine făcută, bine proporționată. Și mă tot gândeam, sper să nu fie, ea, sper totuși să nu fie. Ea. Și iată că n-a fost ea. N-a fost. A fost, ai -a fost, fost. tu. Am dorit să pun live pentru că am avut lângă din colegii de la Lot pe un băiat care a reușit să stea el lângă ecranul mare care îl aveam noi în spate, în backstage, unde putea să filmeze evenimentul și mi-am dorit să vadă cei de acasă pentru... Am, am fost și sigură pe mine, am sperat foarte mult și am avut multă încredere în concursul acesta și în campionat în sine dar mi-am dorit mai mult pentru părinți și pentru antrenorii mei ca să vadă înainte de înainte să le spun eu, înainte să nu știu Așa am simțit că ar fi bine și că multă lume s-ar bucura să urmărească acest lucru în direct, nu să aștepte săptămâni bune până vor apărea videourile oficiale. Și așa este, emoția este mult mai mare, așteptarea este mult mai mare, tu le-ai fi comunicat numai rezultatul, gata, sunt campioană. Pe când așa au putut vedea ei și să trăiască da, și au, ceea ce ai trăit. Au tu și pe discutat scenă. fiecare acolo și a dat cu părerea, fiecare a comentat și comentarii mai bune, și comentarii mai rele, dar în orice caz a fost o. O emoție foarte mare pentru ei. Au putut să vadă ce concurență am, câte suntem. A fost o bucurie. Haideți să pornim de la început. Ai uh, muncit foarte mult pentru a ajunge aici la Campionatul Mondial. În primăvară ai câștiga titlul de campioană europeană și ai spus nu mă las până când nu iau și pe cel de campioană mondială. Înainte însă ai fost la un concurs privat la Arnold da. care iarăși este un concurs senzațional pentru că nu merge oricine și nu câștigă oricine acolo. Da, acolo România nu a avut până acum finaliști la bikini fitness sigur nu a avut, foarte puțin pe alte ramuri sportive, dar este concursul Arnold, este un concurs foarte important și un concurs foarte greu, pentru că vin sportivi din întreaga lume, este internațional, se fac 5 în toată lumea și pot să vină americani, pot să vină chinezi, pot să vină australieni, nu știi de unde te aștepți acolo, am avut cea mai mare concurență, am fost mai mult de 24 de fete pe categorie, mai ales la juniori și cred că cu atât mai, mult, cu atât mai bun a fost rezultatul când e o, un număr mai mare de oameni. Haideți, pentru cei care nu cunosc acest domeniu, concursul acesta Arnold are legătură cu Arnold Schwarzenegger. Da, este chiar concursul lui și mai, mai sunt și alte concursuri, am mai fost și la alte concursuri private. În schimb, sunt foarte bucuroasă că am început anul cu aur, am început cu aurul de la junior din țară de la Iași la campionatul național. Am continuat cu aur câteva săptămâni mai târziu la Europene, tot așa prima medalie care am adus-o pentru România. Au venit concursurile private din toamnă, au venit din nou campionatele naționale de seniori unde în 2015 luasem primul titlu, acum mi l-am recâștigat, aur din nou și tot, tot al meu și am sfârșit anul exact cum mi-am dorit și cred că... Cum se cuvine, tot cu o medalie de aur. Și cea mai bună, pentru că noi nu suntem sport olimpic și atunci nu avem nimic mai important decât campionatul mondial. Pun, și atunci te oprești și tu aici la un titlu de campion mondial nu. sau deja ți ai pregătit alte obiective? Nu, mă întreabă mult lumea pe Facebook ce motivație mai ai acum, ai câștigat tot ce se putea câștiga, ești cea mai bună și ce rost mai are să mai continui, dar la fel, aș întreba și eu, Phelps a luat 8 titluri la Olimpiadă. Am mai luat încă, nu știu, 5, 6, 7 la a doua Olimpiadă. Acum a fost a treia Olimpiadă la rând la care a câștigat foarte multe titluri. El de ce nu se oprește? Adică, totuși vrei să creezi un record, vrei să-ți faci un nume, să rămâi cunoscut. Cu un singur titlu, poate fi, unii, unii zic că este o întâmplare, alții zic că este un uh, real succes și un lucru care așa trebuia să fie. Părerile alții sunt împărțite. Da, părerile sunt împărțite și de asta vreau la anul să confirm. Mi-aș dori foarte mult la Bistrița în, decem în noiembrie la Campionatul Mondial care se va ține primul mondial în România de culturism și fitness la juniori. Să fac țara mândră pentru că voi fi acasă. Să vedem acum, urmează o pregătire foarte grea din nou și sper că Stai, că abia s-a oprit pregătirea, sau pregătirea nu se oprește niciodată. Nu se oprește niciodată. Am, am avut o săptămână de pauză, o săptămână jumătate chiar, dar Ai mâncat? Am mâncat de toate, dar chiar pot să zic și tuturor celor care m-au întrebat, le-am zis, nu-mi cade bine stilul ăsta de viață haotic și fără să am un plan de antrenament, fără să am o dietă. Deci m-am obișnuit cu o rigurozitate, cu o seriozitate, m-am obișnuit să am un scop. Acum, nu știu, parcă așa cum sunt sărbătorile, cum toată lumea mi oferă ceva bun de mâncare, hai de gustă și asta, hai de gustă și asta, zilnic trăiesc așa o senzație că totuși corpul nu-și nu dorește ce îi ce dau și este nesănătos ce mănâncă și chiar vreau să, chiar am început din dimineața aceasta să îmi revin și să mă întorc la dieta mea, la stilul meu de viață. de ouă. Exact, pentru că pentru mine e un stil de viață și nu mă definește uh, mâncatul acesta haotic sau uh, plimbările și să nu fiu în sală. Mie îmi place ce fac și și de astăzi deja mergi la sală sau de mâine? Am început de săptămâna trecută, chiar după ce am venit acasă am fost pe acolo. În schimb, lumea m-a tot felicitat, m-am tot oprit, odată am salutat pe cineva, odată m-a felicitat cineva și atunci parcă nu a fost antrenamentul. Eu în timpul antrenamentului nu stau de povești, nu sunt concentrată pe ceea ce fac, nu stau să îmi pierd timpul și să fac pauze, știm cum e cu pauzele. Așa e și că tot ai amintit de antrenamente, Ceea ce ai obținut-o aici este și meritul și efortul antrenorilor tăi? Da, da, și uh, aici trebuie să-i mulțumesc în mod deosebit lui Sebastian Popovici pentru că s-a ocupat, începând de la tot ce mănânc, toate orele de odihnă, masaj, tot ce trebuie să fac, a avut grijă de și de promovarea mănânc. mea și de absolut tot, numai ca să, ca să ajungem la un rezultat final de aur și iată că acest rezultat a venit și iată că și tu te-ai întors deja la sală, ți-ai reluat și regimul alimentar. Să înțeleg că sărbătorile le vei petrece așa într-o notă din aceasta muncitoare. Da, cred, cred, că da, cred că da și evident de acum acolo nu voi mai lipsi, cred că este absolut suficient o săptămână de pauză și trebuie să încep din nou să mă pregătesc pentru competițiile de anul viitor. Îmi doresc să recuștig ce anul acesta am reușit și să se ridice din nou sala în picioare pentru că este absolut impresionant să se ridice toată lumea și să se cânte imnul pentru tine. Nu știu, multă lume zice că te înțeleg perfect. Nu știu cum pot să înțeleagă dacă ei nu au trăit-o. În schimb, poate ei trăiesc emoția asta văzând filmulețele mele live, văzând filmulețele care apar de la federație și cred că și ei trăiesc o anumită bucurie și o anumită mândrie în ceea ce văd. Ai plâns în momentul în care ai fost anunțată da, câștigătoare. Da, a fost... Uh, și de data aceasta pentru că și la europene am plâns și atunci chiar striga un antrenor din țară, nu plânge, nu plânge că trebuie să intri și la Open, la întrecerea campionilor. Și, și de data aceasta am plâns pentru că am muncit, dacă nu munceam poate nu mă puteam bucura de rezultat așa de bine. Și cum de fiecare dată am făcut totul pe propriile forțe, nu am fost ajutată sau să mi se facă de gata, să mi se dea rezultate de -a gata, atunci mă bucur pentru că știu că știu cât de mult am muncit să le, să le câștig. Este foarte important să ai încredere în tine, să crezi în tine, să crezi că poți să faci ceva. Dar în momentul în care ajungi acolo, în momentul concursului și îți vezi contracandidatele, nu ai așa un sentiment de teamă? Sau și atunci te gândești că sunt cea mai bună, voi fi cea mai bună? Asta spun pentru că aveai contracandidate chiar serioase. Nu poți să spui că da, fetele e... care erau pe podium alături de tine nu erau de calitate. Sigur, din moment ce este un campionat mondial, nu, nu este oricine. Trebuie în primul rând să fii într-un lot național, trebuie să ai niște rezultate în spate, în țara ta. Nu poți să te duci de pe stradă și să participi la un campionat. Campionat mondial. Și chiar pot să zic că mă uitam la poze zilele acestea, fetele erau una și una, deși în punctaj a fost o diferență foarte mare, eu având 6 puncte și următoarea 16, deci practic am câștigat detașat întrecerea, dar totuși forma corpului lor era extraordinar de bună la toate. Oricare putea să ajungă pe locul întâi, oricare putea să fie pe podium. Și cred că, totuși, munca și tot ce, toată ambiția și toată determinarea din spate de a nu renunța și de a fi mai bună decât am fost în mai, cred că asta m-a ajutat să fiu pe podium. Și n -am, nici n -am, nu pot să zic că am avut emoții, am mers cu o foarte mare încredere și când am pășit pe scenă în semifinale și în finală, am avut o încredere știind munca și știind cât de mult am luptat pentru ceea ce urma să arăt în ziua respectivă. Lotul uh, a fost compus din uh, mai mulți uh, sportivi, uh, doar tu te-ai întors cu o medalie? Nu, s-a mai întors alături de mine Lucian Popa, el este pentru a treia oară campion mondial, al treilea an consecutiv și chiar uh, l-am felicitat. El a fost de prima dată, a fost vicecampion mondial după un prieten de-a lui din sală și acum avea un mic regret, chiar asta discutam, că ce frumos era să fi fost a patra oară, nu a treia oară doar, dar uh, oricum uh, și el a avut o formă excepțională, a avut mulți uh, băieți pe categorie și chiar pot să zic și acolo, unul și unul și totuși, uh, bine, am fost doar noi doi cu medalii, au fost doar două medalii pentru România, au fost două de aur, dar... Uh, oricum, este amândoi foarte am fost bine. Da, la un Or... nivel foarte ridicat și amândoi am avut o diferență foarte mare de punctaj față de locul 2. Am câștigat, da, ce este, exact, asta este foarte important. Și ca să înțeleagă încă o dată cei care ne urmăresc, pentru că am mai văzut tot felul de titluri, Ioana Șulea, Miss Bikini Fitness. Nu este un concurs de frumusețe, nu, nu este un concurs de Miss. Ioana n-a câștigat pentru că are acest chip frumos de Barbie, e blondă, cu ochii albaștri verzi, arată bine. Ea a câștigat pentru că a muncit, pentru că mușcă mușchii ei arată bine, pentru că mușchii sunt lucrați și trebuie să arate exact așa cum sunt standardele și normele pe care le impun astfel de exact, competiții. Exact. Contează foarte mult simetria, contează foarte mult tonusul muscular, contează foarte mult uh, forma mea și definirea și uh, țesutul adipos foarte scăzut care le-am uh, le adus în ziua concursului pe scenă. Uh, totodată, E un tot unitar, de fapt, și costumașul de concurs contează, și bijuteriile, și păr, machiaj, absolut tot de pe mine. Dar fără un corp care să fie lucrat foarte bine, restul sunt doar niște piese care ajută într-un moment de egalitate. Ai dus România pe cea mai înaltă treaptă. Acum o să pun o întrebare mai delicată. Cum te-a recompensat pe tine România? Deocamdată nu am fost recompensată, am fost nominalizată la Gala Sportului Târgu Mureșan pe locul 5 pentru că mai sunt și alți sportivi, cred că pe locul 1 este o fată de la karate acolo, pot să particip și cu echipa și vin mai multe medalii la noi, este sport individual, pot să particip la o singură categorie într-un concurs și să câștig evident maxim o singură medalie. Dar nu-mi pare rău și mă bucur că sunt în topul sportivilor din județul meu. La nivel Cred național? și sper să fiu premiată și mai mult de atâta, dar nu, nu fac asta pentru bani și nu pun speranța în niște super câștiguri din ceea ce fac. Eu fac pentru mine și pentru uh, un nume și pentru a rămâne ceva în istoria sportului după numele meu. Pentru fetele care se uită la tine și te admiră și se văd și ele poate peste câțiva ani, uh, așa în... Uh, în uh, lumea în care ești tu, pentru că deja s-a creat o lume așa pentru tine, lumea ta, o da. lume în care muncești, în care trebuie să câștigi, în care trebuie să fii cea mai bună, ce sfat le dai? Eu uh, nu, nu uh, invit oamenii să facă sport de performanță pentru că știu cât este de greu și... Uneori te duce la o epuizare și te duce la o oboseală foarte mare. Știu că am făcut foarte multe sacrificii, am renunțat la petrecere, am renunțat la balurile de la facultate, din liceu, de, de multe ori pot să zic, nici nu știu să număr, poate sunt cinci cafele de la începutul anului universitar la care am ieșit cu prietenii și cu cunoștințele pe care le am. Nu am timp de așa ceva și sportul de echip, sportul de performanță e cu foarte multe sacrificii. În schimb, Faptul că ei trebuie să meargă, să facă mișcare și să facă sport pentru ei îi ajută enorm de mult și îi ajută să se simtă bine cu corp, propriul lor corp. Îi ajută foarte bine în viața de zi cu zi să fie fericiți, să, să aibă o stare de bine. Ai avut un an minunat care se apropie de final. Ce ți-ai pregătit pentru anul viitor, în afară de acele mondiale din Bistrița? Vei munci, asta e clar, nu trebuie să ne spui știm, să stai la sală, zi lumină, da. o să mănânci ouă, pui și lucruri sănătoase și asta exact. știm. Și exact. alte competiții vor mai fi anul viitor? Da, încă nu am definitivat calendarul competițional pentru că pe mine mă interesează competițiile internaționale mai mult decât ce este în România. Probabil voi concura și la campionatul de seniori de aici pentru că odată ce ai câștigat un număr de titluri, poți să devii maestru emerit al sportului și mi-ar face o foarte mare plăcere să primesc și această distinție. Dar mă interesează din nou să concurez la Arnold, dacă se poate, anul viitor. Mă interesează să ajung din nou, dacă se poate, pe cea mai înaltă treaptă podiumului la europenele din mai. Și restul cred că vor fi surprize pentru cei care mă urmăresc și vor vedea la momentul potrivit. Îți mulțumim tare mult, îți dorim succes. Să fie medalii tot una și una, și să ai să dea, un domnul. an cel puțin la fel de bun ca acesta. Mulțumesc frumos!